Limite de funcții. Da? Limite de funcții. Adică, ni se dă o expresie, legea de corespondență a unei funcții, și noi trebuie să vedem ce fac Y, că știm ceva informații despre X. X și se apropie de cineva. Ce fac Y? Da. Asta e problema care o facem acum. Te rog. Începem. Limită pentru X tind de la 0. Limită pentru X tind de la 0. Din? Din X la 4 plus 8X supra X la 3 minus 4X. X la 3 minus 4X. Ei bine, Cosmine, până acum făceai limita foarte simplu. Că tu ce făceai? Locuiai pe X cu valoarea respectivă și îți dădea răspuns. Hai să facem același lucru, că nu înțelegem foarte bine ce se întâmplă. Când X-ul este 0, vine 0 plus 0, 0, supra 0 minus 0, 0. Ei, aceasta este o operație fără sens. Nu poți ști ce se întâmplă într-o astfel de situație. Poți să facă un număr finit, poți să facă un număr infinit. Nu te poți decide. Da? Deci, operație fără sens, scriem aici, operație fără sens, adică nu poți da răspuns concret, nu-l poți găsi pe numărul acela într-o astfel de situație. Vreau să înțelegi bine tu și toți cei care ne urmăresc. Deci, funcția pe care o ai tu acum este asta, f de x egal cu x la 4, da? Plus 8x, supra x la a treia, minus 4x, trebuie să scrii. Da? Și dacă suntem corecți, am numai legea aici. Legea de corespondență. Dacă a să fie treaba făcută, e fi definită pe el în afară de acele puncte în care numitorul e 0. Și numitorul când este 0? Înseamnă că x la a treia minus 4x egal cu 0. Când? Dăm pe x în factor, vine x pe lângă x la a doua, minus 4 egal cu 0, adică x pe lângă x minus 2, pe lângă x plus 2, egal cu 0, și pe rând fiecare are șansă să fie 0. Deci vine x1 egal cu 0, x2 egal cu 2, x3 egal cu minus 2. Deci aceste valori trebuie să le dau deoparte. 2, minus 2 și 0. Cu valori în iar. Așa asta este, da, funcția corect definită. Am indicat domeniu, codomeniu și lege de corespondență. Nu pot face înlocuirea concretă ca până acum, când 0, până acum făceai treaba asta, înlocuim pe x cu valoarea aceea. Dacă ar fi să ne imaginăm mulțimea valorilor, s-ar întâmpla așa. X-ul care vine la minus infinit, la plus infinit. La școală să se face mecanic toată chestia asta. Băi, nu înțelegeți ce fac. Facem limite, facem limite. Ce facem limite? Ce? Vreau acum asta să găsim explicația. Nu fac acest efort zadarnic. F de X-ul sau Y care apar după rețeta asta, e vorba de X la a patra plus 8X, nu? Da, X la a patra plus 8X supra X la a treia minus 4X. Așa. Și n-am ce discuta în punctele minus 2, 0 și 2. Minus 2, 0 și 2. Aici nu pot să aflu valoarea. De aceea nu pot găsi imaginea. În stânga, în orice punct în afară de acestea, limita înseamnă chiar valoarea funcției în punct. Iată, să zicem limita în minus 1. Limită pentru x tinde la minus 1 din x la a patra plus 8x, totul supra x la a treia minus 4x, limita din expresia, locuim pe x cu minus 1 și vedem ce se întâmplă. Face minus 1 la a patra, plus 8 ori minus 1, supra minus 1 la a treia, da, minus 4 ori minus 1, și egal cu 1 plus minus 8, supra minus 1 plus 4. Și face egal cu minus 7 supra 3. Minus 7 supra 3. Deci, limita, sau Y se apropie foarte mult de numărul acesta. Deci, atunci când ne apropiem de minus 1, Y se apropie de minus 7 pe 3. Și în orice alt punct,
găsim exact Y-ul respectiv, sau L-ul acela, da? Spre care se apropie. Ce mă fac când vreau să studiez în jurul lui, să spunem, în jurul lui 0? Chiar în 0 nu pot face valoarea funcției, pentru că n-am voie, da? În 0, dacă fac f de 0, face 0 pe 0. Da, 0 pe 0. Și 0 pe 0 e operație fără sens. De aceea, voi încerca să duc legea aceea de corespondență într-o alta, echivalentă cu ea. Iată, x la a treia, nu x la a treia, x la a patra, plus 8x, da? Supra x la a treia, minus 4x, poate fi scrisă egală mai departe. Scoate un x în factor comun, că poți să scot pe x în factor x, pe lângă x la a treia plus 8. Supra x, x pe lângă x la a doua, minus 4. Și cum noi discutăm fără x egal cu 0, deci nu suntem în x egal cu 0, că 0 nu există funcția în fracția asta. Poți să simplific aici x, x cu x. Da? Simplific pe x cu x. Și în condițiile astea va fi egală, aceeași de înainte, egală cu asta, cu x la a treia plus 8, totul supra x la a doua minus 4. Cum noi studiem ce fac y-uri ce care apar în vecinătatea lui 0, foarte aproape de 0, în stânga, în dreapta. Da? Deci facem limită pentru x și care se apropie de 0, da. De ce facem, da? Limită pentru x care se apropie 0 din x la a 4 plus 8x supra x la a 3 minus 4x egal cu limită din egala sa. Din egala sa după simplificare. Limită pentru x tinde la 0 din egala sa din x la a 3 plus 8 supra x pătrat minus 4. Iar la asta locuim pe x cu 0. Da, și vine 0 plus 8 supra 0 minus 4. Și, da, dă 8 pe minus 4, care e minus 2. Deci când ne apropiem de 0 foarte, așa, foarte aproape, în stânga sau în dreapta, constatăm că face minus 2. Numărul respectiv este minus 2. Ăsta este motivul pentru care facem. Vine ți-am dat așa, dar vreau să pătrunzi tu și cu toți care ne urmăresc în esența problemei. Da. Deci, la limita unor funcții raționale, ce înseamnă funcție raționale? Fracții mari. Când avem limita unor funcții raționale și suntem în cazul 0 pe 0, înseamnă că trebuie să facem simplificarea aceea. Și să facem simplificarea după care în egala sa locuim pe x. De aceea, limita asta, în mod normal, limita asta se face așa. Nu se explică așa cum am explicat-o eu acum, cum am făcut-o, ci pur și simplu treci. Și deci, limită pentru x tinde la 0, din x la a 4 plus 8x supra x la a 3 minus 4x, egal cu limită pentru x tinde la 0, din scos pe x în factor comun, x pe lângă x la a 3 plus 8, supra x pe lângă x la a 3, x la a 2, minus 4, se simplifică x cu x și egal cu limită, adică te duci pe egala sa, fără să mai stai de vorbă pe o funcție, că da, să vezi, că nu știu ce, cu domeniu, cu domeniu, tot ce am povestit eu este partea iculise, aceea pe care trebuie să o înțelegi tu. Ca a studia o funcție, înseamnă a vedea ce se întâmplă cu y după rețeta aceea. Da. Și cum o poți face, faci la limită, ești nevoie să treci la limită. Iată că așa ceva trebuie înțeles. Și limita asta pentru x din de la 0 din egala sa, după simplificare, și atenție, faci simplificarea, că ai voie că x-ul e diferit de 0, suntem în vecinătate, în un punct, din x la a 3 plus 8, totul supra x la 2 minus 4, și face, cum ai văzut, minus 2, iată, asta facem noi. Deci la calculul limitei care am avut-o, nu stăm să facem toată povestea asta, ci trecem și asta tu ai înțeles. Că a face limita din asta înseamnă din egala sa. Da. Și din egala sa a ales că e simplificat și te duci mai departe la treabă. Poftim alte ghișiți. Asta l-am vrut să-mi
Domnul Seasă, mai ce chestie. Ia te rog. Hai, poate vrea acum. Te rog. Da, dă-i. Limită pentru x tinde la 1. Limită? Pentru x tinde la 1. Da. Din x pătrat minus 4x plus 3. Minus 4x plus 3. Supra x la 3 minus 2x pătrat minus 2x minus 1. Minus 2x minus 1, da? Da. Egal cu. Ia să vedem ce se întâmplă. Luăm nervul, că e pix cu 1, să vedem ce se întâmplă. Îmi dă 0. Deci vine 1 minus 4. 1 minus 4 plus 4 3. Plus 3. Supra 1 minus 2 plus 2 minus 1. Zero. Deci zero. Asta cu asta, asta cu asta, acolo face 0 pe 0. Și nu e caz. Da. Înseamnă că x egal cu 1 îl face și pe 1, 0, și numărătorul îl face 0 și numitorul 0. 0. Înseamnă că e rădăcină. Și de sus și de jos. Știu asta. Da. Și de acolo sus pot să fac schema lui, pot să fac cu rădăcine, da. Delta, nu știu ce, dar fac schema lui Werner, care merge mult mai repede. Uite. La ecuația de gradul 2, 3, 4, 5, 6, orice grad, am această variantă foarte rapidă de rezolvare schemului Werner. Uite, x la a patra, nu, x la a doua, minus 4x plus 3 egal cu 0, facem schemului Werner, care înseamnă așa. Punem în ordine coeficienții 1, minus 4 și 3. Deci coeficientul x la a doua, da, al lui x la a întâia și al lui x la 0, adică termenul liber, da? Da. Și cum unul ai văzut că merge, cu el pe el îl pui. Primul se coboară, primul coeficient. Și acum zici, ăsta ori ăsta și atunci cu ăsta și pui rezultatul de sub. 1 ori 1, 1, 1 ori 1, 1. Și cu minus 4, 3. Minus 3, fac. Minus 3. 1 ori minus 3, minus 3. Minus 3. Și cu 3, 0. 0. Când îți dă 0 la sfârșit, ești foarte fericit. Și atunci, x la a doua minus 4x plus 3, se scrie ca fiind x minus valoarea care e probată aici, x minus 1, pe lângă, cu coeștia face ecuația de gradul 1 aici. Da. Dacă ar fi 3 coeficient, ar face de gradul 2. X minus 3. Hai să vedem dacă e bună treaba asta. Hai să mulțumim. X ori x. X ori x la a doua. Da. Minus 3x. Minus 3x. Minus x. Plus 3. 3. Și faci x la a doua. X la a doua. Minus 4x plus 3. Perfect. Deci ce treabă? Deșteaptă în loc să cu delta, nu știu ce, nu știu cum. Și schema lui Werner merge foarte rapid. Deci, 1... Deci, am încercat cu 1, da? Primul se coboară totdeauna, primul coeficient. A, deci punem noi cu... Cu cine începem? Da, cu cine începem. Cu cine probăm? Da. Cu probăm cu un divizor al lui 3. A. Care este divizorul 3 și 1? Minus 1, 3 și minus 3. Da. Și am mers cu 1. Eu știam că cu 1 merge. Că în momentul care am locuit pe x cu 1, mi-a dat 0. Eu știam că dă 0 la sfârșitul. A. Asta a fost motivul. Probăm că exact x tinde la. Deci trebuie să dea 0 la sfârșit. Trebuie să dea 0. Să dea 0 categoric. Atunci, iată, unu, primul scoboare. 1 da. Ori 1, 1. 1 ori, deci am zis 1 ori 1, 1. Și îl pune... Nu, pardon, primul scoboare. Da? Și acum, 1 ori 1, 1 și cu minus 4. Deci se mulțește asta și ați venit cu ăla să-l pune de sub. 1 ori 1, 1 și cu minus 4, minus 3. 1 ori minus 3, minus 3 și cu 3, 0. Da. Și x minus asta care e încercat, dacă e 2, există x minus 2, pe lângă, ăștia care ia e de aici, formează cu coeficiențe ăștia 1, minus 3, 0, alți numere dacă mai sunt, până la 0, formează ecuația, dacă e numai 2 de gradul 1, dacă e 3, o face de gradul 2. Deci, e clară că este x minus 1 pe lângă x minus 3 și e bună de, e foarte tare chestia asta. Altfel,
Vai delta, găsești rădăcina, faci ecuație, găsești rădăcina 1 și, și minus 3. Nu, 1 și 3. 1 și 3 găsești. Da, vine x minus x. 1 pentru x minus x2, da? Da. Și atunci, la același lucru ajungi. La fel și fac și cu asta de sus. Deci iau acum x la 3-a. Minus 2x pătrat. Minus 2x. Minus 2x. Da, minus, minus. Sau e plus 2x. E plus 2x. Asta da, e plus 2x. Da? Plus 2x minus 1 egal 0. Ca să o rezolv, smecherea rapidă. Acum plec la x la 3. Da. De la x la 3. Deci 1, pui așa în mintea ta, x la 3. 1, apoi minus 2, apoi 2 și minus 1. Am pus pe toți 4. Trebuie să dea 1 dacă încerc, trebuie să dea 0. Așa am văzut, că da 0 când am văzut. Deci cu 1. Dar de ce 1? Că x-ul tinde la 1. Da, x-ul tinde la 1. Și, da. Și primul coboară, da. Vorbește tu. 1. 1 ori 1, 1, minus 2, minus 1. Minus 1. 1 ori minus 1. 1, minus 1, plus 2, 2 1. 1. 1 ori 1. 1, minus 1. 0. Deci, cum mers? Și acum, x la a treia minus 2x pătrat plus 2x minus 1 se scrie egal ca fiind x minus prima valoare găsită, x minus 1, care a încercat-o pe lângă și acum, fiindcă ai 3 coeficienți, formezi de gradul 2. Pe lângă x, 1 ori x pătrat, ca să înțelegi, 1 ori x pătrat, minus 1 ori x, plus 1. Plus 1. Adică x pătrat, minus x, plus 1. Plus 1, da. Și acum te întorci. Și zici, limită pentru x de la 1, din ce am avut noi, din x la a doua, minus 4x plus 3, supra x la a treia, minus 2x pătrat, plus 2x, minus 1. Limita care a fost dată. Deci limita pentru x din la 1 din x la pătrat minus 4x plus 3 supra x la 3 minus 2x pătrat plus 2x minus 1 egal cu... egal cu limita x pentru x de la 1 din sus ne-a dat x minus 1 pe lângă x minus 3 x minus 1 pe lângă x minus 3 supra x minus 1 pe lângă x pătrat minus x plus 1. Asta e, ăsta e momentul când aduc prin simplificare, scap de 0 pe 0. Da. Și egal acum cu limite, nicio rămas. Din x minus 3, totul supra... x tinde la 1, din da. X minus 3, totul supra... x pătrat minus x plus 1. Și egal mai departe cu... egal cu, locuim cu 1 și vine 1 minus 3 minus 2. Totul supra, 1 la pătrat e 1. Minus 1, 0, plus 1, 1. Minus 2 pe 1, facem plus 2. Deci minus 2 supra? Supra 1. 1 și facem minus 2. Deci l-ul acela, limita, y, y se îngrămădesc pe minus 2. Minus 2. Altă limită. Limită pentru x tinde la 3. Da. Din? Din x pătrat. Minus 9, totul supra x pătrat, minus 5x plus 6. Egal, vorbește tu și... sus e... adică, ne dă 0 pe 0. Sigur? Da. Că vine 3 la a doua, a doua. 9, 9 minus 9 e 0, după vine 3 la a doua e 9, minus, minus 5 ori 3, minus 15 plus 6, da, ne dă 0. Așa. Și atunci luăm pe, prin schema lui Vorner, că așa ne-am ne place acum. Da? X-ul, aici ce punem? Coeficienții. 1, 0, minus 9. Dar de ce e 0? Pentru că nu mai este X-ul. Da. Deci X la 2 are 1. Da, următorul era... B-ul care nu există, da. 0 și C-ul minus 9.
Și treiul trebuie să meargă. Trei. Primul coboară. Trei ori unul, trei. Și cu zero, trei. Trei ori trei. Trei ori trei. Nouă minus nouă, zero. Da. Și atunci, x pătrat minus 9 se scrie ca fiind x minus ăsta care a mers, x minus 3, pe lângă x plus 3. Pe lângă x plus 3, x, da, x plus 3, terminat. Și asta e, a la 2 minus b la 2. Da, x minus 3, proiect, dar am făcut-o ca să vezi că așa lucru este. Da. Deci limite pentru x tinde la 3 din x minus 3, pe lângă x plus 3. Și jos? Și jos faci pe ăla care vă schemă. Schemă-l foarte repede. Hai. Zi tu. Minus 3. Vine 1. 1. Minus 5 și 6. 6. Primul coborâm, adică 1. Punem 3, că 3, nu? A, da, 3. Da, așa. 1. 3 ori 1, 3. 3 ori 1, 3. Minus 5, minus 2. Da, minus 2. 2. 3 ori minus 2. 3, 3. 3 ori minus 2 minus 6, da, 10. Așa. Și acum zicem x minus asta care a mers, x minus 3. Da? Da. Pe lângă x minus 2. X minus 2. X ori 1, deci x minus 2. X minus 3 x minus 3 se termină. Și acum ce rămas, înlocuiesc pe x cu 3. Vine cât? 3 cu 3, 6. 3 cu 3, 6 e supra 1. Supra 1, 6. Termină-te. Da, tot 6 pe 6. Mergem altul. Limită pentru x tinde la 2. Deci limită pentru x tinde la 2 din x pătrat minus 4. X pătrat minus 4 supra x la 3 minus 8. X la 3 minus 1. X la 3 minus 8. Minus 8. Așa. Egal. Ne dă 0 pe 0. Da. Și egal mai departe cu limită. Limită pentru x tinde la 2. Sus e formula de calcul prescurtat x minus 2 pe lângă x plus 2. Așa. Și jos x minus 2 pe lângă x pătrat plus 2x plus 4. Cum ai făcut? Cu formula a la a treia... A la a treia minus b la a treia. Pe 8 este asta 2 la a treia. Hai să iau, puiesc eu mă vorbeam. Poate mai ușor. Ia să vedem. Deci, pentru x la a treia, între 1, la x la a treia, da? Da. 1, 1, 0, 0 și minus 8. Și 0. Că x, după x la a treia vine x la a doua, vine x care nu este. Da, da. Și în sfârșit, minus 8. Deci, atenție, vă, toți care nu există, punem 0 acolo. Da. X la 0. Deci x la 1 și aici x la 0. X la 0. Termenul liber. Da. Te scrii toți? Pentru 2. 2 e zis, da? Da. Primul coboară 1. 1. 2 ori 1. 2 minus 0. 2 ori 1, 2 și cu 0. A, și plus 0, 2. Da? 2 ori 2. A următorul vine, 2 ori 2 e 4. 4. Și cu 0, 4. 4. 2 ori 4. 2 ori 4, 8 și cu 0. Și atunci, înseamnă că x la 3 minus 8 egal cu? X la 3 minus 8 egal cu x minus 2. X minus asta care e probatul. Da. Pe lângă. Cu ăștia faci de gradul 2. Pe lângă 1 ori x pătrat, 1 ori x pătrat, plus 2 ori x, plus 4. Este așa cum ai dat-o tu, x minus 2 pe lângă x pătrat, plus 2x plus 4. Da. Da? Deci, matematica trebuie să ducă la același răspuns. Și egal mai departe, acum o să zicem x minus 2 pe lângă x plus 2, jos x minus 2. Pe lângă x pătrat, plus 2x, plus 4. Și egal mai departe cu? Se duce x minus 2 pe x minus 2 și vine x plus 2, totul supra... Limită. Deci limită pentru x tinde la 2. Așa. Din x plus 2.
supra x pătrat plus 2x plus 4. Și egal cu? Eu am făcut prin delta după și mi-am dat 1 pe 4. Dar de ce este delta? Da, ce-ți mai trebuie? Dar merge așa, știu cum se simplifică lucrul. Ce se simplifice? Nu, eu după aia am luat x pătrat plus 2x plus 4, am făcut cu delta. Și ce-ți dat cu delta? Ce rădăcini ți-o dat? Păi mi-a dat, nu, de fapt nu, am pus formula de calcul prescurtat x plus 2 totul la a doua și am simplificat 2. Păi dacă ar fi fost, e bine formula? Bine. Dacă ar fi fost x pătrat plus 4, x plus 4. Înțeam că am confundat. Sigur că da. Da. X pătrat plus 4, x plus 4. Dar noi ce-i face? Da. Asta nu are, delta e negativ aici. N-ai rădăcini reale, se rădăcini complexe. Atenție mult, păi. Te frigi. Da. Acum înlocuim pe X, mă, că după ce ai simplificat, auzi, după ce ai simplificat, nu are rost să mai pierzi timpul, că faci și greșeli. Da. Să înlocuiește, pur și simplu. Și bine cât? 12 cu 2, 4. 4. Supra. Supra 4. 4 plus 8. Plus 4. 4 plus 4. Da, prin 2. 2 ori 2. Da. Și face 4. 4 supra 12. Parte 1 pe 3. Da. Asta este rezultatul corect. Te rog. Limită. Da. Pentru x tinde la 1. Din x pătrat minus 2x plus 1. Totul supra x la a treia. Minus x pătrat minus x plus 1. Mai folosim punctul de 0 pe 0, în calculatică. Da, nu aș vrea să fac asta. N-ai mai făcut. Păi motivul este același, că mai știu să descompui. Da. Suntem în urmă. Hai de drum acum. Dar la x pătrat minus 2x plus 1, știți cât este? A, x plus 1 totul la pătrat. X minus 1. A, x minus 1 totul la pătrat. A, x minus 1 la pătrat. Da. Nu este x plus 1. Și jos, ne apucăm cu schema în formă și găsim de compunem. Deci, zicem limită, nu limită. Schema în formă, coeficiențe sunt, dictează-mi tu. 1, da. Minus 1, da. Minus 1, da. Și 1. 1. Cu cine începem? Cu 1, nu? Cu 1, da. Sigur trebuie să probeze. Primul coboară. Da. 1 ori 1 e 1, minus 1, 0. Da. 1 ori 0, 0. 1 0 e 0, minus 1, minus 1. 1 ori minus 1, minus 1 și cu 1? 1 și cu 1, 0. Așa. Deci cum s-ar scrie el aici? X minus 1, adică X la a treia acela. Scrie-mi chiar așa, X la a treia. Minus x pătrat, minus x plus 1, se scrie ca fiind egal cu x minus asta care a mers, x minus 1. Așa. De lângă... De lângă. X... X pătrat. Da, x pătrat. Așa. X pătrat plus 0 ori x, nu mai zici, minus 1. Minus 1. Oh, atenție! Deci x minus asta care ai încercat-o, ai probat-o, pe lângă, ai trei coeficiențe acum. Da. 1, 0, minus 1 până la 0 la sfârșit. Pe lângă 1 ori x pătrat, plus 0 ori x, minus 1. Minus 1. Și egal mai departe cu x minus 1 pe lângă, x pătrat minus 1, cum mă scrie la rândul lui x pătrat minus 1? X minus 1 pe lângă x plus 1. Așa. Deci e x minus 1 pe lângă x plus 1. Și egal mai departe, din x minus 1, încă o dată ori x minus 1, face x minus 1 la pătrat, da, pe lângă x plus 1. X minus 1 la pătrat, pe lângă x plus 1. Așadar, toată asta se scrie ca fiind x minus 1 la pătrat până x plus 1. Da. Deci jos voi să spun cât în jos. X minus 1. X minus 1 la pătrat. Pe lângă x plus 1.
Și x minus 1 la pătrat cu x minus 1 la pătrat. Se rezolvă. Da. Și ne rămâne 1 supra x plus 1. Adică x plus 1 nu e pe x, 1. 1 plus 1 supra 2. 1 pe 2. Deci limita este 1 pe 2. Altă. Altă chestiune. Limită pentru x tinde la 2. Da. Din x pătrat minus 4. Supra x pătrat. Deci limită pentru x tinde la 2. Din x pătrat. Da, x pătrat minus 4. Da. Supra x pătrat minus 3x plus 2. Egal mai departe. 0 pe 0. Da. Așa, limită pentru x tinde la 2, din sus este formula x minus 2 pe lângă x plus 2. Și jos facem cu seama în formă, dar tot atât. Hai! Așa. Și vine 1 minus 3 și 2. Da. Limita e pentru 2, deci punem 2. Da? Cu 2 începem, nu? Da, cu 2 începem. Și primul coboară. Coboară. 2 ori 1, 2, 2. Minus 3, 2, minus 1, așa. Da. 2 ori minus 1, minus 2, plus 2, 0. Da. Și atunci, x la 2 minus 3, x plus 2, se scrie ca fiind? X minus 2 da. Pe lângă x minus 1. Pe x minus 1. Se simplifică x minus 2 pe x minus 2. Așa. Și egal cu limită. Limită din pentru x de la 2 din x plus 2. X plus 2 totul supra x minus 1. Și egal cu? Egal cu 4 pe 3. 4 pe? Pe 1. Pe 1. 4. Pe ce? E un papru. Da. Am terminat tema. Mai am un manual. Nu știu de ce. Hai, te rog. Manual sau din colegeri de acolo, de nu vrei tu. Tot ca tema să mai dă foarte. 8. Limită pentru da. X tinde la 1. Din? Din x minus 2. Totul supra x pătrat plus x plus 1. X-ul tinde, unde tinde x-ul? La 1. La 1. Și face? Dacă propui cu 1 de 0 pe 0. Nu știu. Înlocuiește, îți vezi. A. Păi... Asta e. Păi vine minus 1. Da, minus 1 supra? Supra 1 la pătrat e 1. 2 plus 1, 3, minus 1 pe 3. Păi vezi? Eu m-am bazat. Păi nu facem așa, trebuie să fii tot timpul, după înlocuire, dacă faci 0 pe 0, atunci acționezi. Da. Altul. Limită pentru x tinde la minus 2. Da. Din x pătrat plus x plus 1. Supra x pătrat plus 5x plus 4. Egal cu limită. Egal mai departe, mă puim. Da, și egal cu minus 2 la 2 e 4. Da. Minus 2 plus 1. Da. Supra 4. Da. Plus 5, minus 10. Da. Plus 4. Da. Și egal cu 4 minus 2 e 2. Plus 1, 3, da. Pe minus 6, plus 4, minus 6, plus 4, 2. Minus 3 pe 2. Da, minus 3 pe 2. Alta. 15. Limită pentru x tinde la 2. Da. Din x minus 2, totul supra x pătrat minus x minus 2.
Egal. Înlocuim 2 minus 2, 0. Da. 2 la 2, 4. Da. Minus 2, minus 2. Și egal cu 0 pe 4. Și face 0. De ce 0 pe 4? E 0. Da, da, 0 pe 0. E bine, 4 minus 2, da, minus 2. Da. 0 pe 0, aici ne ocupăm, avem treabă de tot. Egal mai departe, cu sus n-ai ce mai faci. Deci limită pentru x de la 2. Da. Din x minus 2 lași așa, nu? Așa, și acum schema. Corect, da. Așa. 1, minus 1 și minus 2. Limita timp despre 2, despre 2, primul copiem. 2 ori 1, 2 minus 2 ori 1, 2 minus 2, 2 minus 1, 2 ori 1, 2, da, 1, după 2 ori 1, 2, minus 2, 0. Așa. Și cât îți dă? X minus 2 pe lângă. X minus 2 pe lângă? X minus pe cât vine acolo? Cât ai de desubt acolo? Ai 1? 1, 1, X plus 1. Nu, păi nu vine așa X plus 1. Și dacă faci mulțirea din X ori X, X pătrat, plus x minus 2x face minus x și minus 2 ori 1 minus 2. Deci este corect. Da. Că ai avut 1, 1. Adică 1 ori x plus 1. Da? Cu cei doi coeficienți. Și x minus 2 câți minus 2 se face terminat și înlocuim pe x cu 2. 1 supra x plus 1 și egal cu 1 pe 3. 1 pe 3. Dar spui limite. Eu am pus deodată. Da, sure. Tu ai pus limit? N-ai pus. Nu. Păi pune limite, că altfel are rost. Da? Da, altul. Limită pentru x tinde la minus 1. Limită pentru x tinde la minus 1 din 2x pătrat plus 2x pătrat plus 7x plus 5. 7x plus 5 supra x plus 1. Supra x plus 1. Și egal mai departe cu? Înlocuim și vine 2... 2 plus minus 7 plus 5. De ce 2? Înlocuim pe x cu minus 1 face cât 2 ori 1, 2 cu minus 7 plus 5. Da. Totul supra? 0. 0. Sus este? 0. 0 pe 0. Și atunci? Sus facem eu cu schema. Hai, hai. 2, 7 și 5, limita tinde spre minus 1, îl copiem pe primul, minus 1 ori 2, minus 2, plus 7, 5, 2 ori 5, minus 1 ori 5, minus 5 plus 5, 0. Și vine limita pentru x tinde la minus 1, din x minus valoarea care ai încercat, x plus 1. X plus 1, așa, pe lângă x minus 2. Pe ce coeficient are? 2 și 5. Păi 2x plus 5. 2 ori x plus 5. Adică cu 2 și 5, ăla face... Da? 2x plus 5. Pentru că 2x plus 5. Da? Nu trebuie să mai încurci. Trebuie să înțelegi ce se întâmplă. Deci, cu ăștia care ți-au rezultat după calcul, faci de gradul 1 sau de gradul 2 sau de gradul 3, dacă sunt mai 2 de gradul 1, și zici 2 ori x plus 5, până la 0. E tu nu mergi până la 0, că da, sunt. Da. Sunt 2, faci de gradul 1, sunt 3, faci de gradul 2. Totul supra-jos x plus 1. Se simplifică, da, așa. Și egal mai departe cu locuim. Limită pentru x tinde
de la minus 1 din... din 2x plus 5 pe 1. Supra 1. Și egal acum înlocuim. Minus 2 plus 5. 3. Pe 1 plus 3. Da. Hai, hai. Limită pentru x tinde la 1 din x pătrat minus 3x plus 2 totul supra x pătrat minus 1. Supra x pătrat? Minus 1. Egal cu limită pentru x tinde la 1 din 1 minus 3 pe sus e 0. 0 pe 0. Sigur, da. Limită din x tinde la 1 din facem schema. O limită pentru x. Așa. Facem schema. 1 minus 3 2 1 1 ori 1 e 1 minus 3 1 minus 3 minus 2 1 ori minus 2 e minus 2 plus 2 e 0. Sus vine x minus valoarea care încerca pe x minus 1, nu? Da. Nu x pătrat minus 1. Da, sus. A, da, x minus 1 pe lângă 1x, x minus 2. X minus 2. Pe lângă x minus 2. Supra x minus 1 pe lângă x plus 1. Da, x. Și x minus 1 pe x minus 2. Și vine x minus 2 supra x plus 1. Limită. Limită. O limită neapărat x de la 1. Și vine minus 1 supra 2. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Altă limită. Mai am întrebat. Hai să mai lucrăm și să găsim. Dar are factorul următoare. Da, de acolo. Radical. Deci cu radical facem, nu e problemă. Limită pentru x tinde la 7 din radical din x plus 2 minus 3 supra... Plus 2 minus 3 în afară, da? Da, 3 în afară, așa? Da. Supra x minus 7. X minus 7. Egal. Locuim să vedem ce se întâmplă. Radical din 3 minus, da, vine radical din 9 care e 3, minus 3 e 0, da. Supra 0. Exact. Suntem 0 pe 0. Pe 0. Și atunci? Vine limită pentru x tinde la 7 din... Ca să scapi radical, ai a minus b. Cu cât sunt, care e conjugata? Deci, hai să-ți amintesc așa. Care este formulă de calcul, profesor? A la 2 minus B la 2, cu cine este egal? A la 2 minus B... Cu A minus B... A minus B pe lângă A plus B. Pe lângă A plus B. Dar A la 3 minus B la 3... A minus... Păi scrie și tu, că le scriu numai eu, tu că scriu... Rămân și la tine. A minus B pe lângă A pătrat... minus AB plus B pătrat. A minus B pe lângă? A minus B pe lângă A pătrat minus AB.